Dan Bittman continuă să afirme că nu are deloc încredere în autorități și îndeamnă românii să-și expună și ei nemulțumirile pe conturile de socializare. Artistul a pornit mișcarea Nu vreau în rândul românilor, prin care îi îndeamnă pe aceștia să-și declare neîncrederea în autorități și în măsurile adoptate pentru prevenția răspândirii COVID. Fiecare, dacă poate să-și facă o poză acasă, să o pună pe Facebook. Dacă au curaj, să apară pe Facebook cu o hârtie pe care să scrie Nu vreau. Este ca în filmul ăla cu maimuțele și prima maimuță zice că nu vreau. Nu vreau să vă cred, v-am lăsat 2 ani de zile să mă mințiți în față. Nu vreau să cred că ne vreți binele când de fapt ne vreți răul, a declarat Dan Bittman.